Bună ziua și bun găsit la știri, iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. Medici tineri la spitalul din Onești. Educația, șansa unei vieți mai bune pentru comunitățile vulnerabile din România. Dărmăneștiul și-a premiat cuplurile care au împlinit 50 de ani de căsătorie. Redăm trotuarele pietonilor, este îndemnul adresat de către primarul Oneștiului, Victor Laurențiu Neghină, într-o postare publică. Acesta trage un semnal de alarmă cu privire la faptul că în municipiul Onești trotuarele, dar și spațiile verzi, sunt ocupate de mașini. Primarul Oneștiului, Victor Laurențiu Neghină, atenționează că în perioada următoare, poliția locală va desfășura o amplă campanie de conștientizare și sancționare a posesorilor de autoturisme care parchează autoturismele pe trotuare, dar și pe spații verzi. Ne dorim o țară ca afară? Haideți să ne comportăm ca afară! Schimbarea începe cu fiecare dintre noi. Neregulile pot fi semnalate pe telefonul poliției locale 0771 394 606. Prin multiplele proiecte europene demarate în ultimii ani, Spitalul Sfântul Ierar Dr. Luca din Onești s-a reușit dotarea unității cu tehnică și echipament medical de ultimă generație. Astfel, rămâne să aflăm dacă și la capitolul medici specialiști situația este una mulțumitoare pentru conducerea Spitalului Oneștean. Mai multe aflăm în minutele următoare de la managerul Spitalului din Onești, Gelu Nicolcea. Având în vedere că ați reușit dotarea într-un timp relativ scurt, dacă e să zicem, dotarea și modernizarea unor secții și a echipamentului medical din spital, cum stați cu la capitolul medici specialiști? Pentru că e un paradox, se poate crea situația în care aveți echipamente moderne, extraordinar de bune în depistarea problemelor de sănătate și să nu fie specialiști. Da. Încă din 2018, când am început, am demarat procedurile pentru aplicare la ambulatoriu, cu dotarea ambulatoriului, am vorbit cu medicii specialiști ca să-și utilizeze competențele de ecografii pentru a scuti pe cei de la radiologie de astfel de investigații ca să poată concentra pe mamografie și RMN și instalația radiologică digitală. În ultimii ani au venit medici tineri, noi ne-am acoperit multe specialități, astfel pe chirurgie avem un chirurg vascular care a venit de chirurgie vasculară, care face investigații și intervenții de mare complexitate. De la 1 octombrie vom transfera, vom angaja un medic chirurg pediatru care în acest moment toți copiii pentru orice intervenții sunt trimiși la Bacău pentru că un chirurg de chirurgie generală sau așa nu poate să, conform legislației actuale, să mai intervină pentru copii. De asemenea, o să vină un nou medic urolog, deci vom avea doi medici urologi, de asemenea o specialitate cu adresabilitate mare. Ne-a mai venit un medic neonatolog și de asemenea încă un medic neurolog. Deci încet, încet ne acoperim toate specialitățile și cu medici tineri, specialiști, dornici de afirmare și avem din partea pacienților semnale că au o altă abordare, sunt mai calmi, mai vorbesc cu pacienții, ceea ce este un lucru foarte important, pentru că jumătate din suferință îți trece atunci când ești, ți se vorbește și ți se explică situația și...
educația, șansa unei vieți mai bune pentru comunitățile vulnerabile din România. Deputata PNL de Bacău, Cătălina Ciofu, a susținut recent o pledoarie în plenul Camerei Deputaților despre educație, dar și despre șansa unei vieți mai bune pentru comunitățile vulnerabile din România. Mai multe detalii aflăm chiar în minutele următoare. Nu cu mult timp în urmă, cu toții vedeam în deschiderea unei noi întreprinderi industriale, în descoperirea și exploatarea unor noi resurse naturale sau în relocarea în centre urbane majore, șansa unei vieți mai bune, șansa de a depăși limitările economice inerente existenței într-o comunitate lipsită de resurse materiale. Cu toate acestea, în economia prezentului și mai ales în cea a viitorului, acestea nu mai sunt suficiente, iar uneori nu sunt nici măcar necesare. Aceasta deoarece economia prezentului și cea a viitorului se bazează, respectiv se va baza tot mai mult pe cunoaștere. Dar o populație educată nu înseamnă numai angajați de succes, nu înseamnă numai întreprinzători performanți, nu înseamnă deci numai venituri pentru stat. Înseamnă și oameni conștienți de propriile capacități, de propriile așteptări, de propriile valori. Înseamnă oameni cu un nivel ridicat al conștiinței propriei identități. Înseamnă oameni fericiți, optimiști și siguri pe ei. Și nu în ultimul rând, înseamnă cetățeni responsabili. O populație educată înseamnă cetățeni care știu ce oferă societății în care trăiesc și știu ce să aștepte de la ea. Cetățeni care oferă astfel baza de selecție performantă, de care și statul are atâta nevoie. Cetățeni care prin acțiunile lor de zi cu zi conduc la neproliferarea comportamentelor incorrecte, corupției, risipei. Se creează astfel un cerc virtuos care promovează exact ceea ce noi, liberalii, ne străduim să promovăm, o bună guvernare. Dar buna guvernare se auto-întreține, devenind din ce în ce mai performantă pe măsură ce investițiile în educație își fac efectul. Iar pentru comunitățile mai puțin favorizate, un proces educațional de calitate începe cu prevenirea abandonului școlar. Acest aspect este nu doar foarte important, ci chiar vital. De aceea, statul are datoria de a se implica mai profund și mai profesionist în acest domeniu. Însă, de cele mai multe ori, cauzele abandonului școlar sunt culturale, sociale și profund locale. De aceea, este foarte important ca tot la acest nivel să fie identificate și soluțiile necesare. Fără implicarea părinților și a liderilor acestor comunități, nu vom putea oferi niciodată copiilor din aceste comunități șansele pe care le merită. Primii care trebuie să realizeze câtă nevoie au de educație sunt chiar beneficiarii ei. Pe acești beneficiari dorim noi să-i responsabilizăm, să-i încurajăm și să-i ajutăm astfel încât să-și pună în practică inițiativele. Educația, dragii mei, este o responsabilitate comună a statului, a factorilor de decizie, a profesorilor, dar și a părinților, a comunităților locale și chiar a elevilor. Dar doar înțelegând aceasta vom putea beneficia în viitor de un sistem de educație de înaltă performanță. Haideți așadar, alături de noi să realizăm un sistem educațional performant și astfel să punem România acolo unde este locul și să-i dăm și celor mai puțin favorizați copii șansele pe care le merită. Cătălina Ciofu, deputat PNL de Bacău. La mijlocul lunii august, pe dealul Coșna, din imediata vecinătate a comunei Pârgărești, au urcat câteva mii de oameni, fie din localitate, fie din zonă, de pe Valea Trotușului, Cașinului, Oituzului, dar și Taslăului sau, de ce nu, chiar din România, o parte venind chiar din Europa, pentru a participa la un eveniment de suflet. Este vorba de un ceremonial militar-religios de la ansamblul monumental construit în memoria eroilor căzuți la datorie în războiul de întregire națională. Baza 95 aeriană, reprezentată prin muzica militară, militara garnizoanei Bacău, aeronavei iar 99 Șoim și iar 330 Socat, au participat la ceremonia dedicată eroilor căzuți în primul război mondial. O zi emoționantă astăzi aici, o zi de aducere a minte, un an peste timp pentru noi cei care am rămas și suntem astăzi aici să-i omagiem și să-i comemorăm pe cei care și-au făcut sacrificiul suprem și au apărat țara. Da, în primul rând, bună ziua, mulțumesc pentru că v-ați gândit la noi, la Asociația Națională Cultul Eroilor, filiala Colonel Corneliu Chirieș a județului Bacău. Am participat, vorbim de Cultul Eroilor Bacăul, de la inaugurarea acestui ansamblu monumental în 2019, octombrie, la fiecare din ediții. Anul trecut a fost ceva mai consistent, anul acesta am avut surpriza și bucuria să fie bine reprezentată de toate instituțiile și de un numeros public. Acest monument va fi întregit cu încă o cruce și un mesaj adresat tuturor eroilor care au luptat pe aceste culmi, dealul Coșna.
Vom participa de fiecare dată pentru că ne-am constituit parteneri cu grupul de acțiune Coșna, cu celelalte, cu primăria comunei Pârgărești și cu toți factorii care au contribuit la buna desfășurare a acestei activități. De altfel, s-a menționat că acest monument a fost realizat prin donație publică, așa cum s-a făcut imediat după primul război. Multe monumente s-au făcut chiar și după al doilea, prin donație publică. Președintele grupului de acțiune știe ce spune, domnul colonel Dan Prisăcaru, s-a ridicat prin contribuție financiară și materială a diverselor unități economice, persoane fizice, binevoitori, care în final au dus la constituirea acestui ansamblu, pentru că, încă o dată subliniez, în lansul de simboluri a acestei zone, de la crucea comemorativă unde odihnește caporalul Constantin Mușat, până la palanca la mormântul lui Rebreanu, s-a întregit pe acest loc, pe cota 789, dealul Coșna, cu acest monument. Vorbesc de Oituz, Bogdănești, Mănăstirea Cașin, Slănic Moldova. Da, grozește, așa era atunci, Oituzul am numit, da? Slănic Moldova, Târgu Ocna, cu poienii, da? Valea Uzului și Palanca. Astăzi foarte multă lume a fost prezentă, foarte mulți reprezentanți, să zicem, ai forțelor armate. Asta înseamnă că, să zicem, oarecum evenimentul a intrat în istoria locurilor și de ce nu poartă respectul care îi se cuvine? Este firesc, Ministerul Apărării Naționale, care patronează activitățile cultului eroilor, deci noi suntem, funcționăm sub patronajul Ministerului Apărării Naționale și sub oblăduirea spirituală a Bisericii Creștine. Nu a lipsit niciodată un reprezentant al Ministerului Apărării Naționale, a garnizoanei Bacău sau, cum a fost astăzi, a statului major general. Nu trebuie să mire pe nimeni. Dimpotrivă, ați văzut și Garda de Onoare și numeroasele unități militare care au participat aici la constituirea dispozitivului din Garda de Onoare. Astăzi ați oferit daruri, zic eu, de suflet din partea asociației. Au fost numeroase oficialități care au primit aceste daruri din partea dumneavoastră. Am oferit placheta aniversară a filialei Colonel Corneliu Chirieș a județului Bacău. În 22 iulie noi am aniversat împlinirea 30 de ani de la reînființarea filialei județului Bacău. Firesc să înmânăm câte o distinție, astăzi a fost placheta aniversară. Tuturor celor care apreciază activitățile noastre și tuturor celor care ne-au ajutat de la construirea de monumente, îngrijirea monumentelor, a troiților, a crucilor comemorative și participarea la toate activitățile de cinstire și comemorare, cinstirea eroilor și comemorare a faptelor lor. Firesc să se regăsească printre cei care am oferit instituția prefectului, Consiliul Județean, Ministerul Apărării Naționale prin reprezentantul statului major, domnul general Ciprian Marin, asociațiilor care au făcut posibilă și fac posibilă întâlnirea anuală de aici, am oferit grupului de acțiune Coșna, domnul reprezentant, domnul colonel dr. Dan Prisăcaru și în mod deosebit sucursalei Asociației Militarilor Veterani și a Veteranilor cu Dizabilități, care a venit anul acesta cu un lucru nemaipomenit. Ați văzut și dumneavoastră ce frumusețe de manifestare la finalul întâmplării. Felicitări pentru implicare! Vă mulțumesc foarte mult! Să țineți și dumneavoastră aproape la toate întâmplările. Urmează 15 august, a 25-a ediție Oituzul Eroic, urmează 10 septembrie Cireșoaia,
Urmează 12 septembrie, dar nu vă mai spun. Ansamblul monumental ridicat pe dealul Coșna completează simbolurile comemorative existente și aduce un omagiu eroilor căzuți la datorie din toate regimentele ce au dus acțiuni de luptă în zonă. Duminică 21 august de la ora 17 la Dărmănești a avut loc premierea cuplurilor, care au împlinit 50 de ani de căsătorie. A devenit tradiție ca, de zilele orașului, administrația publică locală, prin primar Toma Constantin, să îi premieze cu diploma model de viață pe cei care anul acesta împlinesc 50 de ani de căsătorie. Domnule primar de Dărmănești, domnilor primar și viceprimar, iubiți oaspeți, iubiți credincioși, familii care ați împlinit 50 de ani de la căsătorie, de la împreună vecinire. Suntem aici la un moment emoționant, așa cum s-a derulat în anii precedenți, și anume prin vizita domnului primar Șesic, o salutăm cu Consiliul Local Dărmănești, membrii Consiliului Local, când cei care au ajuns la această frumoasă vârstă de împreună vecinire, de căsătorie, sigur au fost nu neapărat premiați, dar au fost, le s-a adus acel moment de recunoștință pentru faptul că au devenit niște modele pentru viața de familie, așa cum sunteți frățiile voastre. Sigur, n-ați uitat acel jurământ pe care l-ați depus la taina Cununiei, când, punând mâna pe Sfânta Evanghelie și pe Sfânta Cruce, ați făcut jurământ că veți păstra legătura dragostei și a unirii curată, cinstită, neîntreruptă și dreaptă până la mormânt, nu numai până la 50 de ani, până la mormânt, și sunt sigur că așa veți face. De aceea, Sfânt Ioan Gură de Aur spune că viața de familie sau familie este ca și o corabie care clusește pe valurile de mare, marea, de multe ori înfuriată. Atunci când știm să văslim numai pe mare liniștită, sigur și nu suntem pregătiți și pentru marea înfuriată, atunci poate că ieșuăm. Dar iată că frățiile voastre ați fost pregătiți din toate punctele de vedere, sigur având în primul rând puterea credinței lui Dumnezeu, care v-a ajutat ca să văsliți bine, să ajungeți la acest moment. Sigur că spunea tot Sfântul Ioan Gură de Aur, când cărmaciul se ceartă cu timonierul, atunci corabia eșuează. De aceea, sigur că se vede că frățiile voastre, chiar dacă au mai fost, sigur, și anumite, să spunem, furtuni în viața de familie, ați reușit să ajungeți aici. Pentru că fiecare din frățiile voastre, și sigur recunosc multe familii, cel puțin din parohia mea, pe care am prin purtarea de grijă lui Dumnezeu am condus-o 40 de ani, parohia Dărmănești, și recursim, sunt 6 familii de cei dintre frățile voastre, din cei 22, care iată că au ajuns și ei spre bucuria mea la acest moment. Sigur că nu i-am cununat de eu, trebuie să mai aștept 8 ani de zile până să ajung la acel moment, când primii care am cununat în 1980 să ajungă la acest moment. Dar să știți că am răbdare, să ajung, da, Dumnezeu știe. Și spuneam că, iată, este un moment de bucurie pentru noi și pentru frățiile voastre și încă o dată felicităm pe domnul primar care are grijă de dumneavoastră și de noi toți și a creat acest moment festiv și pentru cei care au fost până acum și pentru cei care vor fi. De aceea vă mulțumim, domnule primar, și în numele tuturor, iar frăților voastre vă urez multă sănătate, bucurii și să ne vedem la 75 de ani de împreună vețire. Doamne ajută să fiți sănătate! Mulțumesc tare mult, părinte Alexandrescu, mulțumesc tuturor pentru frumoasa slujbă. Să-i mulțumim și Bunului Dumnezeu că v-a ținut în putere până acum, pentru că în timp ce ascultam slujba, facem și un mic, da? Am avut noi o mică discuție cu domnul Suprevec și a zis că arată foarte bine oamenii de la Dărmănești la 50 de ani de la căsătorie. Oare care e secretul? Și mă bucur tare mult că, sincer, nu arătați de 70 de ani, poate de la vreo 50-60, da.
Emoționați au fost cei care au trecut împreună, cu bune și cu rele, în cei 50 de ani de căsătorie, iar acum sunt premiază către administrația publică locală. Ei au venit însoțiți de fii, de fiice, alături de numeroși nepoți. Ne bucurăm că am ajuns vârsta asta și că primăria Dărmănești și-o aminte de noi. Care ar fi secretul unei căsnicii de o asemenea învergură și cum de-ați reușit să treceți în timp împreună? Multă dragoste și toleranță. Și respect, cred că. Și respect, absolut. Da? Da, da. Și dacă e, cum au fost să caracterizați într-o simplă expresie cei 50 de ani de căsătorie, dacă... Au trecut foarte repede. Nici n-am știut când. Dacă ar fi să caracterizați în câteva cuvinte, cum au fost cei 50 de ani împreună? Au fost și cu buni și mai puțin buni. Deci am o viață așa, oameni. N-a fost numai lapte și miere? Numai lapte și miere, că chiar într-un cuplu chiar nu este numai lapte și miere, ca să putem spune așa. A fost și mai greu și mai puțin greu. Am înțeles. Dacă ar fi să dați un sfat generațiilor tinere, ca să ajungă și ei să prindă 50 de ani împreună, ce le-ați zice? Și să aibă credință Dumnezeu, că Dumnezeu le face pe toate și să fie, să înțeleagă așa unul pe altul. Cum simțiți această zi? Deosebită. Aveți deosebită. Sigur că da. Sigur. Pentru că au trecut atâția ani și nu mă așteptam să fim așa de primiți de frumos. Dacă ar fi să caracterizați cei 50 de ani petrecuți împreună, care ar fi, să zicem, într-o frază, într-o propoziție, în câteva cuvinte? Păi au fost zile și mai grele și mai puțin grele, au fost zile și frumoase, zile și cu nori, cum să spun, ca într-o viață de om. În primul rând, în cei 50 de ani de căsnicie contează foarte mult relația doamnă-domn. Cei doi trebuie să fie cu adevărat, să se respecte reciproc. Nevastă și soț. Acum de bea. Și la bine și la greu. Dacă vrei să realizezi ceva, cu adevărat, în echipă se realizează cel mai bine. Individual, mai greu. Duminică 21 august, un echipaj din cadrul Inspectoratului de Jandarmerie Județean Ștefan cel Mare Bacău a observat un smartphone pe o bancă din parcul Cancicov. Observând că nu s-a prezentat nimeni pentru a-și recupera bunul uitat, jandarmii au luat telefonul de pe bancă pentru ca acesta să nu intre în posesia altora. În scurt timp, când jandarmii încercau să identifice proprietarul, acesta a sunat de pe telefonul unui prieten, după care s-a prezentat pentru a reintra în posesia smartphone-ului. Vă recomandăm să manifestați atenție față de bunurile personale și să apelați la sprijinul jandarmilor dacă aveți nevoie. Acestea au fost știrile. Vă invit în continuare să aflăm care va fi prognoza meteo. Marți 23 august, în cea mai mare parte, cerul va fi noros. Maxima zilei ajunge până la valori de 30 de grade Celsius. Sunt posibile după amiază furtuni cu fulgere, iar minima pe timpul nopții coboară până la 18 grade Celsius. Miercuri 24 august, în cea mai mare parte, cerul va fi înnorat. Maxima zilei urcă până la valori de 30 de grade Celsius, iar minima pe timpul nopții coboară până la 18 grade Celsius. Acestea au fost știrile. Nu uitați, mai multe informații puteți afla accesând site-ul www.acum-tv.ro și ne puteți aprecia cu un like pagina de Facebook Acum TV Kids.